Scumpirile din ultima perioadă pot da peste cap și planurile de vacanță. Zeci de turiști aflați în concediu în Turcia au aflat că agenția cu care ar trebui să se întoarcă a intrat în incapacitate de plată. Conform știrile ProTV.ro, anul acesta, pentru a face față costurilor, agențiile de turism au perceput taxe suplimentare ori au scumpit pachetele în ultimul moment. Într-un mesaj postat pe Facebook, managerul agenției de turism a anunțat că ne pare nespus de rău să vă informez că nu mai putem onora pachetele vândute. După retragerea fostului asociat, creșterea petrolului, schimbarea zborurilor cu costuri suplimentare și încetarea creditării bruște de către partenerul local, toate acestea ne-au adus în situația de acum. Agenția a fost înființată în pandemie, însă unul dintre acționari a părăsit afacerea la începutul anului. În total, peste 200 de turiști au plătit bilete să plece în vacanță în Turcia în următoarele săptămâni. 70 sunt în acest moment în concediu, dar pot veni acasă cu alte agenții partenere care au zboruri în următoarea perioadă. Alin Burcea, vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Oamenii se pot întoarce cu bine acasă. Înțeleg că au fost mulți, până într-o sută. Nu sunt probleme majore. Cei care trebuie să plece nu mai au cu ce să plece, pentru că nu mai au cu ce. Situația agenției a intrat și în atenția autorităților, iar Ministerul Turismului a demarat o anchetă. Tudorița Lungu, secretar de stat al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, diferența dintre încasările și plățile pe care le-a făcut această agenție este sub nivelul instrumentului de garantare de 100.000 de euro pe care l-are agenția. Cel puțin din acest punct de vedere, nu ar trebui să avem o problemă cu recuperarea sumelor. Deși turismul și-a revenit, iar oamenii au călătorit mai mult în acest an, unele agenții abia au făcut față costurilor. Multe și-au majorat cu câteva procente pachetele la începutul anului, iar altele au cerut taxe suplimentare. Ciprian Enea, consultant turism, este foarte dificil să ofertezi în situațiile de astăzi. În sistem, la ora 10 ai un preț, iar la ora 2 acel preț se schimbă, 90% dintre cazuri este mai mare. Dan Goicea, combustibilul de avion, cherosenul a avut variații foarte mari, contractele cu firmele care ne asigură zborurile se pot prelua până la 5% variații, dar variațiile au fost de peste 20%. Totuși, România abia au așteptat să plece în vacanță. Pe aeroportul Otopeni, sute de turiști erau nerăbdători să ajungă la destinație. Plecăm în Bali, dorim să cunoaștem cultura de acolo, am luat biletele de 3 ani. Maria Eliza Barză, specialist în turism, sunt vacanțe pe care au trebuit să le reprogrameze și au dat seama că viața nu înseamnă doar muncă, nu știu ce va urma, se gândesc că prețurile vor crește, au preferat să meargă în această vară. Imediat după ridicarea restricțiilor, românii au preferat să își petreacă o mare parte din concedii aproape de casă. Cei mai mulți au mers în Bulgaria, în Turcia și Grecia. În Turcia, spun agențiile, au ajuns peste 200.000 de turiști, mai puțin decât în 2019, înainte de pandemie. Însă, în insulele grecești s-au relaxat peste 1,4 milioane de turiști, iar la fel s-a întâmplat și în urmă cu 3 ani. De data aceasta, prețurile prea mari la biletele de avion i-au determinat să meargă în concedii cu mașinile personale, relatează știrile ProTV.ro.